Și mi-a pus polițistul frână. Ce faci, frate Miu? Așa s-a uitat la mine. Păi ce facem, domnul șofer? Mamă, când am auzit, gamea și picioarele. Salutare tuturor, bine v-am găsit la un nou videoclip, aici este băiatul vostru Adițo, iar astăzi am un videoclip foarte important pe care vreau să-l fac și de care nu credeam acum câteva luni că o să-l fac vreodată sau că o să vorbesc despre chestia asta într-un video, pentru că eram foarte reticent cu ideea asta, dar am zis de ce nu să vorbim despre chestia asta în video. Bineînțeles, ați văzut și din titlu despre ce este vorba, dar oameni buni, am luat permisul și e foarte bine că am discutat cu voi într-un video cu... De curând am vorbit cu voi treaba asta, că am dat sala și chestii din astea, nebunii din astea. Oricum o să vă explic toată experiența mea, cum am reușit să iau permisul, cum am început, ce am învățat, cum am reușit să fac toate chestiile astea. Că a fost o experiență foarte, foarte plăcută pentru mine și ceva foarte interesant și am învățat foarte, foarte multe chestii din toată treaba asta cu școala de șoferi. Și bineînțeles, ăsta este doar începutul, ca să zic așa, pentru că o să trebuiască să învăț mult mai multe decât, pui mei, decât știu acum. Ok, mă, fraților, haideți să începem cu începutul, să vă povestesc cum am reușit. Nu că nu pot să numesc videoul ăsta story time, cum am luat eu permisul. Pot să zic că vorbesc cu un prieten acum și și spun acelui prieten prin ce am trecut și cum am reușit să iau de la zero toate chestiile astea. Păi, în primul rând, haideți să luăm de la zero cum am învățat să conduc mașina. Bineînțeles, mașina o înveți conducând prin experiență. Nu poți să zici și tu că așa era la început. La început eram, mamă, ce așa greu? Păi acolo apeși pe ambreiaj, bagi în viteză, ridici piciorul de pe ambreiaj, accelerezi. Nu, nu e chiar așa. Trebuie să știi, să știi cum să ții mașina din ambreiaj și, bă, la început îți dai seama, chestiile astea sunt destul de grele pentru tine, neavând, cum să zic eu, reflexele deja și experiența din spate care are un șofer, să zicem, de un an, 2, 3, etc. Nu o ai, știi, să îți fie așa în reflex, să nu te mai gândești atât de mult cum faci cu ambreiajul ăla și toate chestiile astea, că ți intră reflex până la urmă. Și la început, eu, de exemplu, când m-am pus în prima oră, deci instructorul meu, care îi mulțumesc foarte mult că a avut foarte multă răbdare cu mine, că eram, vă spun sincer, eram muci, eram bou rău, nu știam să conduc mașina deloc, habar n-aveam, eram vai de capul meu când m-am pus prima dată la volan, în prima zi când m-am pus prima dată la volan, m-a băgat și deja în trafic și eram, mamă, mâncați-aș gura ta să vezi ce accident fac. Eram foarte crispat în momentul ăla pentru că trebuia să fiu atent și în oglinda din dreapta, să fiu atent și în față, să fiu atent și pe unde mă duc, să fiu atent și la oglinda din stânga, să fiu atent peste tot, să semnalizez, să nu știu ce. Era foarte greu, nu le-am urmegat eu foarte, foarte bine la început, eram foarte crispat la început, extrem de crispat, emoțiile, eram căcat acolo, eu nu știam cum să bag în a doua, în a treia, bine, știam să bag în a doua, în a treia, dar câteodată în curbă făcea urât mașina că era subturată și, mă rog, chestii din astea de începător care, bineînțeles, toată lumea trece prin nebunii din astea. Vă zic de pe acum că eu nu sunt priceput la mașini, nu mă pricep extrem de mult la mașini. Știu și eu acolo câteva chestii pe care le-am citit și am văzut o grămadă de videouri pe YouTube despre mașini, dar așa să mă consider expert sau chestii astea nu mă consider, deci dacă mai greșesc câteva chestii, dacă zic niște chestii pe care voi le considerați greșite, să nu-mi săriți în cap, v-am spus, doar îmi dau așa cu părerea mea de noob. Dar dacă greșesc, puteți să-mi ziceți în comentarii cu ce am greșit și poate învățăm și noi mai bine. Un exercițiu foarte bun pe care m-a pus să-l fac instructorul meu este, m-a dus pe un drum, nu mai știu exact pe unde, pe lângă cheiul Dâmboviței, cei din București știu unde este cheiul Dâmboviței, pe lângă chei pe acolo, i-am dat examenul pe la Republica. Eu am făcut prin zona aia, Republica, Titan, Nicolae Grigorescu, pe acolo am făcut eu școala de șoferi. Și m-am dus pe lângă chei pe acolo, pe o străduță din asta în care nu era circulată atât de... Nu era circulată, știi, și era destul de mare strada. Sincer, nu știu cum se numește, dar să zic că habar n-am pe unde era. Dar habar n-am cum se numea, dar știu zona pe unde era. M-am dus acolo și m-a pus să merg înainte și să merg cu spatele, înainte să merg cu spatele, vreo 50 de metri, tot așa. Până am învățat ca lumea să pornesc de pe loc fără să întrepideze motorul, să merg și cu spatele, să țin drept mașina, să nu îmi facă, să nu, de exemplu, mă duc cu spatele și ea se duce la 5 km de bordură sau tot așa, că la examen la fel, te va pune să dai și cu spatele, depinde de situație, depinde și de polițist dacă te pune la examen o chestie în asta. Oricum, am terminat școala de șoferi, am luat dosarul, am mai stat eu puțin, am mai învățat eu din legislații și am mai făcut chestionare. Cu chestionarele, oameni buni, dacă vreți să vă duceți să dați sala
nu vă duceți așa că lasă bă ce băi, că sunt ușoare întrebările. Nu sunt ușoare, credeți-mă, trebuie să stați, să vă uitați, să citiți și dacă vă duceți așa, da, aia se întâmplă foarte multe nenorociri pe drumurile noastre din România. Dacă nu știți, în România este, nu știu, cred că printre primele țări cele mai multe accidente la tineri, pentru că, bineînțeles, sunt nesăbuiți cu unele chestii, sunt nerăbdători și eu sunt nerăbdător, am fost nerăbdător, dar încerc să-mi temperez chestia asta cu nerăbdarea asta pe care o simțea și instructorul meu și zicea, băi, nu mai fi așa nerăbdător, unde te grăbești? Te grăbești undeva și într-adevăr are dreptate și până la urmă condusul ăsta, condusul este, cum să zic eu, cum să vă spun eu vouă ca lumea, să-mi găsesc așa cuvintele bune de filozof, este mai mult decât să conduci mașina și să te duci în punctul A în punctul B. Reprezintă o responsabilitate față, în primul rând, de cei din jurul tău și față și de tine, că pui în risc viața ta, viața celor din jurul tău și toate chestiile astea, știi? Pentru că eu nu pot să te duci la volan, să zicem, că te duci, nu știu, să zicem, din Berceni până în Pipera și ai ajuns bine și zici, gata, sunt șofer bun. Nu, pentru că pot interveni foarte multe. De exemplu, azi nu se întâmplă nimic, dar altă dată se întâmplă ceva, știi, și e nasol. De asta trebuie să conduci preventiv, să fii foarte atent în zeci de mii de părți. Oricum, ideea este că nu trebuie să fii, să dai doi bani așa pe legislație, să zici că dă-o mă, pui mei, nu citesc legislația sau chestii din astea, știi? Că știu eu, rezolv eu întrebările logice, nu știu ce. Într-adevăr, unele întrebări chiar sunt logice și dacă ai așa puțină bază din asta, să-ți dai seama cum funcționează traficul, poți să-ți dai seama și poți să știi cum să răspunzi. De exemplu, multe, extrem de multe, cred că în proporție de 80%, eu știam 80% din semne. Celalți 20% chiar nu le știam și chiar l-am învățat. Și bine că le-am învățat, că mi-au picat câteva semne, toate semnele pe care le-am dat la sală, mi-au picat din alea 20% pe care nu le știam și mă bucur că le-am învățat și că o să le știu pentru tot restul vieții mele, ca să zic așa. Oricum, trecem peste asta. Cum am făcut la sală și ce am făcut la sală? Ei bine, la sală, băiatul vostru, Adițu, a luat 26 de puncte din 26. Adică am făcut examenul perfect, pot să spun, nu vreau să mă laud, nu e o laudă, vă zic efectiv cum am, cam ce punctaj am luat. Și am luat 26 de puncte la sală. Oricum, ideea este că l-am luat perfect, știu că n-am avut nicio greșeală. Cum am reușit să fac treaba asta? V-am mai spus, am stat, am citit, am învățat semnele, am învățat legislația. Nu vă gândiți că la modul ăla, sunt tocilar, stau și citesc ca ultimul tocilar. Nu, am citit chestiile care erau importante și oricum trecem peste chestiile astea, că tot am vorbit și n-am zis așa foarte, foarte multe. Sala, am luat-o, v-am spus, 26 de puncte, am învățat și dacă vreți și voi să luați sala, învățați din legislații și faceți chestionarele de pe DPR-CIV. Și acolo știu că poți să faci și pe capitole, deci să zicem că astăzi vrei să faci doar din semne. Faci chestionare și îți dă 15 întrebări doar din semne, știi? Și înveți semnele. După aceea, să zicem că ai învățat semnele și știi semnele și întrebările cu semne, te duci, nu știu, și înveți mecanica. Ok, trecem peste chestiile astea și haideți să vă spun cum am reușit să fac eu. Am luat cumva traseul din prima? Am luat școala din prima? Nu, n-am luat-o din prima pentru că sunt bou, evident, sunt bou și n-am luat-o din prima. Am dat sala, să zicem, am avut și mare baftă, băi, deci baftă mai mare ca mea nu cred că, bulan mai mare ca mea nu cred că l-are altcineva. Deci gândiți-vă, am dat sala, dăsem sala luni, de exemplu, nu mai știu exact care era data, am dat sala luni, m-am dus și m-am programat imediat după ce am luat examenul de la sală și știți când m-a programat cum ar veni peste două zile, miercurea. Deci eu am dat examenul sala am dat-o luni, iar miercuri eu deja aveam traseul. Deci pentru mine stăteam și mă gândeam, omule, e perfect. Adică într-o săptămână să pot să-mi iau și carnetul? Doamne! Și eram extrem de fericit, vă dați seama, eram foarte fericit pentru că pot să iau imediat examenul și toate chestiile astea, știi? Dar ce credeți că a făcut băiatul vostru? A picat, evident, l-a picat. Neacordare de prioritate la pietoni, la un intermitent, dar știu greșeala mea și mi-a pus polițistul frână. Ce faci, frate meu? Așa s-a uitat la mine. Păi ce facem, domnul șofer? Mamă, când am auzit, băgam ia-și picioarele. Eram cu musca pe căciulă, gata. Clar, mi-a pus frână, adios, munceacios, data viitoare. La doua oară, cum l-am picat? L-am picat printr-o greșeală de căcat. Cum am picat a doua oară? Ei bine, băiatul vostru... La fel, la un moment dat m-a pus polițistul să fac dreapta de pe o străduță, știi? Și m-a pus să fac dreapta și intram pe drumul principal, cum ar veni. Și bineînțeles, trebuie să dai prioritate la cei care vin din stânga.
uite, acolo stau puțin, veneau mașini și văd pe cineva care vine și mă dublează pe partea stângă. Bun, am zis, bă, boss, m-a dublat asta pe partea stângă, a ieșit mai mult, a blocat, ca și cum făcuse un scut pentru mine, ca să ies pe banda 1, știi că erau 3 benzi pe drumul principal. Bun, mă blocase la acolo, eu doar frumos să mă instalez, să mă duc pe banda 1, liniștit în treaba mea. Mă dau așa înainte să plec, ce zice polițistul? Bam, frână. Păi ce facem, domnul? Că dacă vine cineva și, pam, vine cineva și de pe banda 2 și vrea să intre pe banda 1, ce facem? Dacă vrea să nu știu, da. Ce să mai zici? N-avei ce să mai zici? Puteai să zic, dar domn polițist, eu nu știu ce. N-avei ce să mai zici, dacă intervine el să ia de volan, să pună frână, nu mai. N-ai ce să mai faci, asta e, la fel, a doua oară. Musca de pe căciulă, 21 de puncte imediat. La fel, am uitat să vă zic la traseu, dacă faci peste 20 de puncte, ești picat, ești adios, munceacios, ne vedem data viitoare, știi? Bun, pe lângă și după aceea a treia oară. Eu am luat-o din a treia oară. Nu o spun, frate, nu mi-e rușine, am luat-o din a treia oară. Nu foarte mulți au din prima, cine ia din prima e boss, felicitări. Eu am făcut chestiile astea, da, prin greșelile mele și pot să spun, dar fă și mă gândesc, până la urmă greșelile astea pe care le-am făcut, într-un fel m-au ajutat, pentru că acum sunt mult mai liniștit, nu mai mă hazarde, nu mai mă arunc așa înainte cum făceam înainte. Deci, într-un fel m-au ajutat chestiile astea, da, într-un fel e bine. Trecem peste asta. Și acum a treia oară, când am dat a treia oară, care a fost, bineînțeles, cu noroc, știi cum se spune, a treia oară cu noroc, am uitat să vă spun, eu am dat prin zona Republica, că sunt trei zone în București unde poți să dai, la Carol, la București Noi și la Republica. Și eu am dat la Republica și de la Republica m-am băgat printre străduțe pe acolo prin spate, am mai mers eu frumos pe acolo, mamă, zici, m-a pus să-mi fac parcare, i-am făcut parcare, zice că Dumnezeu i-a pus mașina aia acolo cu parcarea laterală, mamă, Dumnezeu i-a pus... mașina acolo. Bine, glumesc acum, nu vreau, v-am spus, nu vreau să mă dau Dumnezeu pe că știu să conduc mașina sau de-astea. Oricum, nu, v-am spus, nu știu să conduc mașina atât de bine, încă mai trebuie să mai fiu atent să conduc liniștit și fără să îmi bat joc. Normal, sunt începător și vă dați seama, pentru că e mai greu la început. Și i-am făcut parcarea frumos, n-a comentat nimic, a zis manevra executată corect, i-am mers cu spatele vreo 50 de metri. Ce am mai făcut? Întoarcere din trei mișcări și astea au fost manevrele. Și m-am mai plimbat pe străduțele alea pe acolo. Evident, când era parcat cineva pe marginea drumului, trebuie să dai semnal, că dacă nu dai semnal, asta vă zic și cei care o să vă duceți la traseu și cei care de obicei așa trebuie să faceți. Mereu când este, nu știu, să zicem, un obstacol pe banda ta, trebuie întotdeauna să semnalizezi. Dacă nu, polițistul zice, boss, ce faci, de ce nu semnalizezi, că e un obstacol, depășim un obstacol. Și dacă depășim obstacolul, noi trebuie să semnalizăm de fiecare dată, când ieșim de pe banda noastră și când intrăm înapoi pe banda noastră. Mamă, ne-am semnalizat în continuu la polițist acolo, în continuu semnalizat. Băi, frate, și când am văzut, la un moment dat, eram prin stăduse pe acolo, prin spate, pe la Republica, nu mai știu pe unde, chiar nu mai știu exact pe unde. Văd în fața mea, în mijlocul străzii, o mașină din aia, un motostivuitor, nu știu cum Dumnezeu, care, știți care sunt în supermarketuri și ridică paleții aia, mașinăriile alea, în mijlocul străzii. Mă uit așa, frate, ce Dumnezeu se întâmplă? Și mașina aia era pe mijlocul străzii și parcat pe margine, era o dubă. Și tot încerca să scoată ceva din duba aia, mașinăria aia. Bă, mă uit eu așa, opresc, ajung eu mai aproape, încetinesc, evident că n-ai cum, n-aveam pe unde să trec, și mă opresc. Stăteam și ne uitam în față, ce face mă ăla acolo? Bă, dintr-o dată scoate ăla din dubă, ăla cu mașina, scoate din dubă, un fucking porc, omule. Scoate un porc mort din duba aia, bă, și era și polițistul așa stătea, l-am văzut pe polițist așa stătea. Traseul este filmat, deci tot traseul este filmat. Bă, și mă uitam pe camera aia că filma, polițistul filma traseul. Bă, și mă uitam acolo, frate, se vedea perfect. Chiar vreau să-l întreb, dar am uitat să-l întreb dacă pot să iau filmarea aia. Doamne, deci mi s-a părut atât de amuzant în momentul ăla. Eram acolo destul, n-aveam emoții. Nu pot să spun că aveam emoții pentru că știam ce aveam de făcut. Dar m-am luat așa, m-am luat cu altele și nu mai mi-a stat gândul să-i cer filmarea, știi? Bă, dar mi-ar fi plăcut să iau filmarea aia, chiar vreau să știu, există cumva posibilitatea să iau filmarea de la traseu? Că aș vrea să văd și eu cum pot să fac roze videoclipul ăla, care ar fi fost foarte amuzant să-l vedeți și vă oricum. Bă, și scoate omul la porcul, erau mai mulți oricum, erau mai mulți, vreo 4-5 oameni care încercau să scoată porcul ăla din duba aia. Dar nu știu, mi s-a părut foarte amuzant, deci încercau omul să scoată porcul din...
chestii random, gen cine s-ar mai fi așteptat ca în ziua traseului să văd o mașină din aia cum cineva scoate dintr-o dubă un fucking porc mort. Ah, da, și dacă vă întrebați câte puncte am luat acum la ultimul examen, n-am luat niciun punct de penalizări. Adică n-am avut nicio greșeală. Aici notează polițistul unde ai greșit, ce ai greșit, aici am jos, e martorul, whatever. Și aici e punctajul, ceva de genul, pe undeva pe aici, pe jos e punctajul, vedeți acolo 0. Băiatul vostru a dat permisul. Yay! Na, ce pot să zic? Mă, băieți, sper că v-a plăcut videoclipul. Și dacă v-am mai spus, dacă vreți să dați și voi pentru examenul auto, să nu vă fie frică, învățați regulile și o să fiți foarte, foarte bine. Cu mașina, cum conduceți mașina, asta depinde de fiecare, cum vă orientați și cum aveți chestiile astea voi, depinde de voi. Treaba asta, oricum, prin experiență, bineînțeles că vine și vin și toate chestiile astea. Eu vă mulțumesc toată inima pentru atenția acordată, noi ne vedem și ne auzim data viitoare. Pa, pa!